La PNL în altă parte. Domnul Zaharia, să facă niște precizări vis-a-vis de comentariile colegilor. Comentați la PNL în altă parte. Domnul Zaharia, să facă niște precizări vis-a-vis de comentariile colegilor. Nicolae Titulescu. Avem și MTO. Poftiți? MTO. Avem și MTO care mai înseamnă vreo 6 miliarde. 5 la 6 miliarde. O să lucrăm la toate. Da. Dați-mi sursele ca asta, povestea asta cu buna colectare. Când avem proiectul legii bugetului votat de Parlament, cu siguranță va veni la dumneavoastră sau la nouul președinte la promulgare. Avem de acoperit MTO și deficitul ăsta. Amândouă la un loc înseamnă vreo 6 plus 5, 11 miliarde. Din ce? În primul rând, măsura aceasta este o măsură extraordinar de bună și o susțin din tot sufletul și mai ales că acum a trecut și prin, și prin Parlament. Vă asigur că am făcut studii foarte bune și asupra sustenabilității. Dați-mi-l și mie. Doamnă, dați-mi și mie studiul care spuneți că s-a făcut. Vă dăm tot ce Băi, discutăm ca între oameni care știu despre ce vorbesc sau... Deci să știți că 11 miliarde nu se creează din nimic. Riscați să rămâneți cu niște dezechilibre foarte mari, să scoateți din nou țara de pe traseul ei. Domnul președinte, o să ne descurcăm. Părerea mea, părerea mea, pasă-mă că merge așa. Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori, și în această seară de 15 martie aici la Tele3. Băieții, bun, ora 19, începem așa cum v-am obișnuit, incursiunile în lumea politică și în lumea economică pentru a încerca să extragem câteva mostre, câteva probe de adevăr pentru a vi le aduce în fața dumneavoastră, neprelucrate, necosmetizate, așa cum știți și dumneavoastră mai bine și așa cum ne pricepem noi mai bine să le aducem în fața dumneavoastră în măsura posibilităților noastre, în măsura cunoștințelor noastre și în măsura surselor pe care le avem disponibile în diverse structuri, ierarhii și companii, pentru ca dumneavoastră să fiți mai bine încunoștințați vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, dincolo de aparițiile mistificatoare de la Marele Partid Social-Democrat și de la emanațiile mass media care gravitează în jurul lui acestui partid ca niște sateliți. Astă seară vom discuta din partea Mișcării Populare împreună cu dumneavoastră și cu invitații noștri. Voi avem pe doamna Daniela Grădinaru. Bună seara! Bună seara și noastră și telespectatorilor. Și pe domnul Cosmin Beregan. Bună seara și noastră! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Că tot veni vorba, mâine intră în acțiune legea antifumat. Să sperăm că de pe 5 iunie va intra și votul antifumat, cei care de 26 de ani au fumat efectiv acest județ Gorj, acest municipiu Târgu Jiu. Sperăm că dumneavoastră veți decide acea schimbare, pentru că în momentul în care cei 26 de ani s-au scurs până în prezent,
cred că băieții și-au fumat toate replicile, ca să le spun așa între ghilimele de rigoare, metaforic vorbind, și-au fumat toate strategiile electorale posibile și și-au fumat inclusiv sistemul, mașinăria de vot despre care amintea Victor Ponta în campania din 2009 când au pierdut alegerile. Doamna Grădinaru, avem un județ Gorj, avem municipiul Târgu Jiu, ce facem cu el? Le preluăm după 26 de ani în cel mai fericit caz. Cu lacune, cu sincer, hibe, cu probleme. Sincer să vă spun, atât cât cunosc eu și mai și bănuiesc lucrurile, nu va fi ușor pentru cine va veni în urma acestor personaje și la primărie și la Consiliu după atâția ani de zile. Nu va fi deloc ușor. Vorbim de aceleași figuri care s-au perindat sistematic, an de an, ciclul electoral de ciclul electoral. Aceleași moace le-am văzut de fiecare dată, cu fel de profil, de fel de promisiuni noi, după care au revenit la vechile metehne. Deci eu chiar sper într-o schimbare. Dacă nu o vom face acum, nu știu dacă vom mai putea face decât cu ajutorul Doamnei, cu coasa, să zic așa. Sincer, sceptică. Păi, dacă nu o facem, dacă nu înțelegem că pentru a schimba tot, că toată lumea e nemulțumită. Eu cu toată lumea cu care vorbesc în jur și bănuiesc că am prieteni din diverse medii, nu sunt numai prietenii mei, trăiesc ce trăiesc și eu sau simt ce simt și eu, chiar dacă nu se pot exprima din diverse motive, dacă nu reușim acum, știi ce este nu știu mai ce șanse mai avem, pentru că, vedeți, în primul rând, situația economică e dezastruoasă în acest județ. Dezastruoasă toate... în fiecare zi. Mă uit că noi unități își anunță închiderea sau reducerea de personal. Exact. Notifica JOFM-ul într-o bucurie. Despre asta vorbeam. Dacă nu vom înțelege și vom ține, știți, am stat și m-am gândit zilele astea vis-a-vis de niște întâlniri și discuții politice, să spun așa. Suntem foarte orgolioși în zona asta Olteniei. Eu am stat 5 ani în Cluj. Lumea era puțin diferită. Deci, dacă vrei o schimbare și nu vrei să te unești și vrei doar să te numești de dreapta sau vrei să mimezi schimbarea pentru beneficii personale, niciodată nu vom reuși să schimbăm ceva. Sunteți un pic idealist utopic în ceea ce spuneți, pentru că nu există doctrine politice, nu există eșichier politic. Dacă ne uităm la toți ăștia, azi au fost la PPDD, mâine sunt la PSD, poimine sunt la PNL, răspoimine la ALDE. Deci nu cred că e vorba de ideologie politică. Până la urmă, în spatele la gogorițele astea pe care le aruncă ei, domne, ideologia PNL-ului, ideologia PSD-ului, ideologia ALDE, fel de politici astea, ascund doar interesul lor personal, dacă ne gândim bine. Despre ce ideologie vorbim la unul care a trecut la 3-4 partide? Asta am încercat să spun și până la urmă, lăsând la o parte faptul că de 20 de ani nu mai avem doctrine politice sau nu sunt respectate, pe hârtie sunt, ca și promisiunile domnului Cârciumaru. Zilele trecute m-am uitat în urmă cu 4 ani la promisiuni. N-am reușit o noapte întreagă să termin de citit ce a promis că va face în ăștia 4 ani care expiră. Cred că domnul Cârciumaru la și câte... cine are curiozitatea să se uite și să bifeze ce s-a realizat la câte din mandate, ce a promis. La câte mandate are, dacă luăm toate promisiunile făcute din campania electorală din 2000, 2004, 2008, 2012, cred că trase la Xerox toate promisiunile. Și probabil urmează încă un Xerox și pentru următorii ani. Dau exemplu, stăteam de vorbă ieri cu o doamnă care avea fetița la școala 5, peste pod. Ca să aflu că datorită faptului că s-a dărâmat stadionul, care, mă rog, și pentru echipă, care era printre puținele bucurii, să spun așa, mai ales al dumneavoastră, domnilor, în oraș, ce s-a întâmplat? Se putea face, deci periferia orașului are, slavă Domnului, terenuri ale primăriei, suficiente, absolut suficiente pentru un stadion nou. În timp ce se crea stadionul nou, se folosea stadionul vechi și poate și rămânea pentru tineri sau eu știu. S-a întâmplat așa, cel puțin la școala 5, primăria a luat sala de sport, se antrenează handbaliștii și voleibaliștii, foarte bine, nu am nimic de protestat, că ei trebuie să se antreneze undeva. Iar copiii au 2 ore de sport pe săptămână în curtea școlii, în frig. Să înțeleg că dumneavoastră aveți îndrăzneala de a critica mințile luminate care au gândit acest plan din primăria Târgu Jiului? Eu nu le... Deci dumneavoastră le considerați luminate, luminate artificial, nu știu cum să le numesc. Eu am dat un exemplu. Dacă dumneavoastră, ca părinte, ați fi de acord, acum am frig copilul dumneavoastră de 2 ore pe săptămână, să facă orele de sport având sală.
la școală, în curte, ca după aceea să aglomerăm dispensarele deja pline ale medicilor. Păi eu o să mă transform de acum încolo un pic în avocatul diavolului. De ce să dărâmăm ce avem în loc să creăm ceva mai bun? La noi, la emisiune, cu excepția lui domnul Florin Cărciumaru, al lui domnul Ion Tudor și a domnului Ciprian Furescu, nu prea se revesc cei de la PSD. Dar în măsura posibilităților, eu să încerc să joc rolul avocatului diavolului, să încerc să-i reprezint în măsura posibilităților mele umile vis-a-vis de interesele politice pe care și electorale pe care le au ei. Sper să nu ajungeți la vreo operație. în sensul, nu-i reprezentați atât de bine să intru și eu după să rămâneți fără permis sau fără fiere. Vedeți. Cosmin Beregan. Nu pun atât de suflet să rămân, nu pun atât de mult la suflet să rămân fiere, fără fiere și să mă amărăsc atât de rău, să fiu atât de îndrăgit precum personajul respectiv pe care îl cunoașteți și noastră foarte bine, știți despre cine e vorba. E riscul dumneavoastră, asumați-l vis-a-vis. Gata, de o să dau declarație scrisă și o să mi asum acest lucru pe propria semnătură. Te rog, Cosmin. Da. Față de ce spuneați referitor la alte fețe care participă în această campanie electorală, eu vreau să vă spun că acea situație este și la Bumbejiu. De cel puțin 20 de ani sunt aceleași personaje care candidează, care odată ce acced în Consiliul Local sau în funcția de primar, indiferent de persoanele care au fost, au uitat promisiunile pe care le-au făcut în campanie electorală atunci când au mers în fața cetățenilor. Mai mult decât atât, odată ce au primit votul cetățenilor de acolo, au considerat că acesta este un generator de drepturi pentru dânsi. Nici de cum. El eventual poate fi un generator de obligații, că odată ce ai venit cu niște promisiuni, trebuie să le duci la îndeplinire. Mai mult decât atât, în perioada dintre alegeri, știți foarte bine că aleșii locali nu există o răspundere juridică față de promisiuni, decât atunci când vin o dată la 4 ani în fața cetățenilor, în mod normal ar trebui să vină să spună ce au realizat, cum și-au îndeplinit obiectivele. Între aceste perioade de alegeri, aleșii locali au obligațiile legale, că legiuitorul s-a gândit la situațiile astea, că între timp pot apărea probleme curente. E obligație să vină în fața cetățenilor cel puțin o dată la 3 luni să preia. Asta este legătura pe care a creat-o legiuitorul. Legea e bună, chiar dacă a fost făcută când erau alte realități și aici putem să discutăm mai multe. Trebuie să vină în fața cetățenilor să culeagă probleme, iar după ce încearcă și rezolvă din ele, să vină să spune: domnule, am făcut niște chestiuni și aici ar fi o problemă. Și altfel se creează o conexiune între cetățean și alesul local. Păi asta ar fi din punct de vedere a politicii făcute la manual, din care ai vorbit tu până acum, făcând o scurtă sinteză. Vreau să vă spun că ea trebuie prinsă în realitate, dar aleșii locali nu înțeleg că legea trebuie aplicată. Păi asta e o problemă a clasei politice. Dumneavoastră la Vreau SADU, să spun ce economie mai aveți acolo în Bumbejiu? Mai există economie? Asta un este mare unul dintre motivele care m-a determinat să accept propunerea Mișcării Populare pentru a candida la primăria la Bumbejiu, la funcția de primar. Vedeți dumneavoastră, începând cu 1996, de când a început decăderea orașului Bumbejiu, în sensul că, cunoașteți, acolo au fost două fabrici și una dintre ele mai există, dar cu potențial foarte puțin pentru locurile de muncă și pentru zonă, pentru a dezvolta zona. Aceste fabrici absorbeau forța de muncă de la Runcu până la Novaci și cea mai mare parte din Târgu Jiu. Mai mult decât atât, în zona, vorbind de partea de, o să vă spun, în zona Curtișoara era un combinat de creștere a animalelor. Dacă mergeți pe drumul județean, o să vedeți o ruină. Dacă mergeți până la SADU pe drumul județean. Dacă mergeți pe Curtișoara, o să vedeți la SADU 2, la fel, o ruină. S-a încercat o chestiune, din punctul meu de vedere, care nu rezolvă ce a fost acolo, s-au dus pirelii. Situația, nu vreau să discut, ar fi multe de spus și legat de
ce se întâmplă acolo. Însă, l-au pus în față acest Pirelli, această hală, cu o singură hală. Dacă mergeți în spate ocoliți hala Pirelli, o să intrați pe poarta 2 a fabricii, fostei fabrici Umesadu, 2, și o să vedeți o ruină. Momentan este acest parc industrial este administrat de Consiliul Județean. Vreau să vă spun că de 20 de ani la Bumbei Jiu, deci 20 de ani începând cu 1996, s-a luat totul și nu s-a pus nimic în loc. Nu s-a pus nimic în sensul că nu s-au creat locurile de muncă. Toată lumea vorbește de locurile de muncă. Bine, o să spună unii acum că autoritățile publice locale, zice Beregan, că vine el și face locuri de muncă. Autoritățile publice locale nu au apanajul ăsta, dar revenind la legea 215 din 2001, legiuitorul a stabilit niște atribuții atunci, dar erau alte realități. Acum sunt alte realități. Vedeți dumneavoastră, autoritățile publice locale nu trebuie să mai rezume doar la rolul acela de administrator al domeniului și alte chestiuni pe care le administrează. Dar consilierii locali, în principal, că de aici pleacă problema, și ei pot fi inițiatori de proiecte de acte, pot fi inițiatori de strategii la nivelul localității. Asta este rolul lor. Pot să inițieze proiecte de hotărâri, pot să pună în dezbatere niște chestiuni. Sunt reticenți la schimbări. Deci ei nu vor să pună în dezbatere aceste chestiuni în interesul cetățeanului. V-am spus, se rezumă doar la merge la ședințele de Consiliu Local, unde votează sau nu votează sau se abțin la proiectele inițiate de regulă de ordonator de credite de primar și așteaptă să primească indemnizația aferentă lunei respective. Dacă stăm și ne gândim bine, aceasta e rețeta pe care funcționează în toate administrațiile locale și administrațiile județene. Da. Din păcate, alo, bună seara! Bună seara! Să trăiți, vă rog! Mă gândeam așa din ce spunea doamna și ce spunea și domnul. Problema este în felul următor. Noi avem navetiști politici, nu avem politicieni da, care se ocupă cu activitatea în gol. Și încă ceva în plus. Acei navetiști politici, ei și-au încurcat și platformele politice ale partidelor pe unde au trecut. Nu interesează asta, stați liniștit. Iar în ceea ce, cum spuneați dumneavoastră, cum se numește scopul și rolul lor, ei se bat pentru putere, pentru oasă. Atât, pentru accesul la resurse, așa e. Acei rozători de carne din pe oase. Și oasele, dacă mai rămân, le mai aruncă și la prostime, la noi ăștia, la cei mai mici. Dar alea, de folosibile. Problema este asta, în județul Gorj, așa ce spunea domnul despre Sadu 2, n-are nicio vină Gorjul, ci nu trebuie să imputăm politicii. Putem să o imputăm acelor care ne-au reprezentat în Parlamentul României, acei deputați și senatori, că sunt, slavă Domnului, au tot fost, care se bat cu cărămida în piept acum că salvează CO. Păi nu-l salvează. Dacă n-au făcut nimic 4 ani, fac acum în câteva luni. Și trebuie chiar așa proști în fi noi ăștia de pe margine de ne uităm la ei. Ne ia prea de proști. Mă doare chestia când cineva te ia de prost prea rău. Adică, ei au văzut că merge cu promisiunea la fiecare campanie electorală și insistă pe aceea, pedalează pe același subiect de fiecare dată. I-ați văzut? Așa este, domnul Filip. Dar vedeți dumneavoastră că este o masă ușor de manipulat. Spunea cineva de pensionari. Nu numai de pensionari, sunt oameni serioși. Sunt ăia care sunt lângă ei lor pe acolo. Și cei din etnia asta romă, care sunt pe undeva plătiți cu legea aia de le dau banii de pomană, care am tot zis că eu nu le-aș da niciun leu la niciunul, să muncească. Stai să vedem, apropo de ce spuneți dumneavoastră, ce se întâmplă cu denunțul făcut de Nicolae Păun vis-a-vis de campania electorală și de finanțarea care ar fi existat la Târgu Jiu în campania electorală lui Victor Ponta. Asta e un mare semn de întrebare pentru viitor. Adevărul este că mi-aș dori din tot sufletul să trăiesc, dar mi-e frică că nu o să trăiesc 100 de ani de acum încolo, să văd și odată limpezită treaba asta, că așa cum spunea și Băsescu și mulți alții, 50 de ani trebuie să stea niște dosare ascunse, după aia să iese la dezvăluire. Dar nu asta, problema este foarte proastă că se mănâncă din munca celor care muncesc și mănâncă ăia care n-au nimic comun cu treaba asta. Ciolangii politici, navetiștii, eu știu cum dracu să le mai zici. Și nu știi pe cine să votezi. Când puneați dumneavoastră într-o seară întrebarea, că am zis pe cine votezi. Îmi spuneați, vedeți că aveți cum să alegeți. Ce să aleg, domne, că tot excroce i-a spus și în capul trebuie.
și la PSD, și la PNL. Văd că l-au pus și pe altul sau vor să-l pună la partidul lui domnul Băsescu, pe la pe Andrei. Și mulți alții care sunt oameni de nu pot să avem încredere în ei. Iertați-mă, e rău. Într-adevăr, există unele controverse, dar totuși trebuie să avem în vedere un aspect, că există totuși figuri noi. Dacă ne uităm la doamna Daniela Grădinaru, eu unul nu am văzut-o în peisajul politic. Dacă ne uităm la Cosmin Beregan, reprezentat al generației tinere. Deci totuși există sânge nou, sânge proaspăt în sistemul politic după 26 de ani. Unde candidează, domne, că acești domni, băiatul vrea să candideze să-l zi la Bumbești-Jiu? La Bumbești-Jiu, da. Așa, doamna candidează la primar la municipiu, că cu 15.000 de oameni mă duc eu, 15.000, făcut și o gafă proastă, cu câțiva oameni buni mă duc eu să votez. Dar și clar, votează la... Se mai fac, stimate domn, se mai fac sondaje, se mai fac calcule și abia ulterior se va lua o decizie bătută în cuie. Deocamdată totul e în faza de tatonare și de pregătire. Eu aș vrea o femeie primar, să știți. Păi Craiova a vrut, a avut-o pe Liaulța Vasilescu. Probabil și Târgu Jiu, nu e exclus să meargă pe aceeași tipar. Sincer, mi-aș dori o femeie primar. Bine, mulțumesc mult de tot. Mulțumim și noi pentru intervenția noastră telefonică. V-a ridicat la fileu telespectatorul o minge destul de prețioasă. Da, îi mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Poate, bineînțeles, ne cunoaștem doar din emisiunile noastre, nu din altă parte. Și eu mi-aș dori ca femeile să fie promovate și nu mă refer la persoana mea. Dar este nevoie. Dar de există misoginism politică. În politică, trebuie să recunoașteți, da, că dacă ne uităm la, deci, la primăria mea. Târgu Jiu, la Consiliul Județean, nu prea vedem doamne la, în primul plan al politicii și al eșalonului administrativ. Aș minți dacă aș spune că nu este așa, pentru că îl simt pe propria piele de multe ori. Ce înseamnă? Traduceți-ne și nouă, îl simt pe propria piele, sintagma pe care ați folosit-o. Sunt înconjurată de foarte mulți bărbați, de multe ori părerile mele sunt mai puțin luate în calcul sunt sau poate excedentare. Neauzite. Nu știu ce să spun, dar nici eu nu mă las până nu mă fac auzită, măcar îmi spun părerea, chiar dacă nu se va ține cont, eu mi-am spus-o, că peste o vreme se ajunge la părerea respectivă în multe situații, asta e altă treabă. Dar încet, încet, nu trebuie să ne descurajăm. Contează. Femeile puține care am reușit totuși să... înțelegem cât de cât mecanismul politic, că eu în 3 ani de zile am înțeles multe, nu totul. Dar vreau să-i spun domnului, chiar dacă eu nu mi-am propus să candidez la primăria Târgu Jiu, chiar dacă dumnealui și poate și alte persoane au încredere în mine și m-ar vota, nu știu dacă ar fi suficient să pot eu să fac schimbarea sau să am atâta putere încât, deși vă spun sincer, asta chiar vreau să spun, părerea mea este că până la urmă, indiferent cine va veni să câștige primăria, schimbarea în sine cred că este măcar necesară. Nu neapărat și persoana, deși mi-aș dori, bineînțeles, o persoană cu gândul la acest oraș, un om patriot, un om cu viziune. Până la urmă, ai consilier, dacă ți alegi bine consilierii, poți să schimbi foarte multe lucruri. Și aici revin la domnul telespectator și vreau să-i spun așa, primarul de unul singur, fără concursul Consiliului Local, nu poate lua decizii. Deci chiar dacă nu merg la primărie, sau nu vorbesc numai despre mine acum, posturile acestea de consilier sunt mai importante poate decât postul primarului. Pentru că acolo se decide soarta orașului, acolo sunt aprobate sau respinse propunerile. Da, dar primarul trage majoritatea în Consiliul Local după el, pentru că în momentul în care iese primar într-o anumită formațiune politică, automat are și o majoritate în Consiliul Local. Că e drept, sunt anumite hotărâri care trec cu două treimi, se duc, trece la masa negocierilor și tratativelor cu celelalte formațiuni politice care se află în Consiliul Local și se negociază. Tu ce vrei? Vrei asta? Tu ce vrei? Asta la altă? Că știți foarte bine, bine că așa se procedează. Negocierea aia, dacă are tot interesul... În limitele legale și ale bunului simț. Deci dacă așa se procedează, se fac negocierile, se respectă regulile democratice. Din nou pe, de genul, fiul meu n-are servici, zic și eu la întâmplare, dau exemple de negocieri, nu am cunoștință de ele. Astea nu sunt negocieri, astea sunt minogeni. Dar să știți că se practică și asta. Sunt convinsă, tocmai de-aia am specificat că rolul unui consilierilor locali este de mare importanță. Dar nu vedeți cei care sunt implicați în fenomenul politic la nivel de vârf, le vedeți based adelele la unul, ba director pe nu știu unde, ba șef de instituție nu știu pe unde. Deci se practică acest nepotism. Din trocurile acelea, probabil exact. Și între consiliere am ajuns în instituții să fie un haos. Și aici am venit special cu hârtiuțele pregătite. Da, sunt doar niște formulare pentru că
având ghinionul de a lăsa un fotoliu călduț într-o instituție ca inginer, după Revoluție am ales calea privatizării. În viziunea mea ar fi trebuit să fie o cale de succes. Câțiva ani pot să spun că a și fost. În ultimii ani este un dezastru, deci tăvălugul guvernului Ponta și continuat, părerea mea, și de acest guvern, este asupra celui care aduc bani la buget. Și eu nu pot să înțeleg acest fenomen. Păi. Cu nou cod fiscal al lui Ponta, creat de așa natură încât să găsească surse de finanțare pentru beneficiile electorale pe care spera el, probabil că va fi tot prim-ministru, oricum, era cu două tăișuri. Sau după cel puțin mine. Președinte, să nu uităm. Da, dar nu era încă acest cod nou. A venit după aceea. Ca o pedeapsă când a ieșit probabil președinte. Deci, câte beneficii electorale? Pensii speciale, că noi am ajuns să nu mai, cum să vă spun, o țară de speciali în care oamenii care muncesc cinstit și corect au ajuns să muncească pentru acei speciali. Eu cred că deja sunt prea mulți speciali în țara asta și nu văd. Nu vreau să vorbesc de anumite categorii, dar totuși, în ultimii 40-45 de ani, mi-aminte să fi fost un război două, să avem merite deosebite pe categorii. Și înțelegeți ce vreau să spun, că nu mai zic de parlamentari. Totuși, 4 ani într-un mandat în care 4 luni ai vacanță și rest o grămadă de zile libere, să primești pentru 4 ani 15 milioane, gândiți-vă că sunt oameni care ies cu o pensie după 40 de ani de 7 milioane. Ce vrea să ne spuneți legat de acele formare? Voiam să vă spun despre nou cod fiscal care mie mi-a produs iarăși, o să ia și eu sunt mai cărcotaș. Sunteți stresată emoțional din cauza codului fiscal. Pentru că consider că aceste sute, zeci de hârtii nu produc nimic și nu ne ajută în mare măsură cu nimic. Nou cod fiscal creat după mine de bine gândit de Ponta și într-un ca și în altul, după ce el a lansat o serie de beneficii pregătind anul electoral pentru varianta în care el va fi la conducere, a venit și ca o țeapă, să spun, pentru cei de la PNL, pentru că au fost, cum să vă zic, obligați să într-un fel să-l accepte. Dar acele... Spuneți-ne problemele, care sunt pe scurt. Deci cu nou cod fiscal, deși guvernul Cioloș l-a aprobat, nu știu dacă l-a și văzut sau domnul Iohannis, ne-a băgat încă 19 noi declarații. În timp ce s-a creat cu surle și trâmbițe acel site guvernamental în care să ne spunem părerea despre birocrația din România. În orice instituție ați intrat și cred că intrați și noastră și dumneavoastră, pică dosarele pe oamenii ăia. Păi da, dar opinia dumneavoastră e consultativă, nu decizională. Da, trebuie să mi-o spun. Cetățean? E opinia mea, nu e politică, poate ține strict de mediul meu de activitate privat. Dar lăsați-ne, domnule, lăsați-ne să creăm, lăsați-ne să producem, vreți locuri de muncă. Nu ne mai plimbați cu hârtii. Nu am făcut evaluare, prea mult, nu pe stați, un spațiu comercial care e închis datorită situației dezastruoase din oraș. Da? Pentru că stragi repede tragi obloanele, o linie și îți dai seama că tu de fapt nu rămâi cu mai nimic după ce ai muncit 10-12 ore pe zi efectiv și preferi să stai în așteptare, în la conservare. Bun, este posibil ca un spațiu pe nou cod fiscal să ajungă de la 400 de lei impozii la de la 4 milioane vechi, ca să nu greșesc, la 41 de milioane? Nu cred că au majorat primăria. Sau... Vă spun caz personal pe cifre concrete. Da? Făcând evaluarea, într-adevăr, scade mult. Scade foarte mult, dar sunt obligat să fac o evaluare. Ori un cod fiscal cu modificările de amploare a acestui cod nu se poate implementa în două luni. Pentru că avem în țară 1400 de evaluatori și termenul e 31 martie. Ne călcăm pe picioare iarăși prin instituții pentru a depune aceste hârtii. 19 noi declarații. Important e contribuabilul să se achite de datorii. Nu contează că sunt legi care se bat cap în cap, nu contează că există contradicții între un proiect de lege și altul. Important e ca dumneavoastră să plătiți până la urmă, să simplificăm lucrurile. Nu? Dacă asta este singura intenție sau da, probabil pe viziunea asta, pe viziunea asta se călăuzesc ei în Ministerul Finanțelor. Pe acest cod fiscal, într-un fel
jecmănitor și să vă spun de ce, pentru că pe proprie răspundere noi trebuie să ne asumăm în nou cod fiscal și cred că multă lume nu știe lucrul ăsta, că dacă avem în proprietate o grădină, o livadă, care avea era teren agricol, să spun, sau fâneață, impozit foarte mic, suntem obligați să plătim acea fânață sau livadă într-o cotă de 400 de metri pătrați, curți construcții. Ceea ce la mine, vă dau exemplu, de la 7 lei pe cei 400 de metri de livadă, am ajuns la 180, la 1.800.000. Păi stai puțin, dacă eu am, nu știu, un teren la Cuca Măcăi, spre exemplu, și am, nu știu, 1000 de metri pătrați. Eu l-am intravilan, vă spun. Intravilan. Da. Da, intravilan, da. Dar de ce să mint eu că acolo e curs construcții dacă e fân? Doar fiindcă ne trebuie niște bani ca să majorăm pe aici, pe acolo, niște speciale? Deci, practic, asta e o măsură prin care statul încearcă să fenteze contribuitorul în încercarea de a acapara cât mai multe surse de venit la bugetul de stat. Păi de unde atunci, dacă noi... Da. Da, pentru că de data asta primarii au primit foarte puțin la buget. De la bugetul... Ăștia sunt bani care vin în caserie față de impozitele. Din asta se formează bugetul propriu. Da. A localității și pentru... de care autoritatea publică locală și executivă și deliberativă, din care pot să facă... Banii de la buget către primărie au fost foarte puțini anul acesta față de anii trecuți. Noi avem și puțin. La caz, la caz. Trebuit să compenseze prin acest cod fiscal care lăsa posibilitatea primarului și Consiliului Local să aleagă într-o marjă de procente un procent care se aplică pe localitatea respectivă. Stați puțin, că de această măsură sunt vizați, cred că, extraordinar de mulți gorjeni dintre telespectatorii noștri, foarte mulți. Sigur că foarte mulți. Au terenuri, au pășuni, au terenuri pe unde pasc vacile, unde pasc cai, au terenuri efectiv agricole. Deci ei, practic, acolo sunt obligați să plătească o cotă de 400 de metri. Intravilan. Mă refer la situația Târgu Jiului. Eu stau în intravilan. Eu vorbesc de grădina mea. Și același lucru se aplică și la sadul la Bumbejiu? Da, aceeași situație este. Păi automat intră și Tizmana, că și Tizmana e oraș. Coeficienții diferă. Coeficienții s-au ales de locale. Consiliul Local. Dacă vă amintiți, a fost o ședință în ultima zi, seara, undeva pe o insuliță a Târgu Jiului, a Consiliului Local, în care s-a decis cât se aplică la Târgu Jiu. Era ultima zi în noiembrie, în care se transmitea la București acel coeficient care se aplică pe... Nu, dumneavoastră vorbiți la Târgu Jiu. Eu vreau să extrapolăm. Ah. Ai spus că și la Bumbejiu e valabil aceeași regulă. Dar e tot intravilan. Deci vorbim cine și... Regula ar trebui să fie cu totul alta. Adică odată nu, ce... Nu, haideți să vorbim pe ceea ce este, nu pe ceea ce ar putea să fie. Nu, ceea ce este și ar fi legală. Așa ar trebui să fie, nu așa cum se aplică acum. Nu, noi vorbim de legea care se află în vigoare, adică respectiv de legea de care se află în vigoare, dar vreau să vă spun grădinarul. Că sunt... ea este la aplicarea ei. Stabilirea coeficienților este lăsată într-o marjă la autoritățile publice locale. Dar da, am înțeles ideea asta. Având în vedere situația așa făcută în grabă, cetățenii s-au văzut puși în fața faptului împlinit. Ca de obicei. Nu, pe mine mă interesează, spre exemplu, să luăm exemplul orașului Tizmana. Acolo sunt foarte mulți oameni care dețin terenuri agricole, care dețin pășuni, care dețin... Eu știu ce mai dețin, păși, cum a spus dumneavoastră, fânețe. Bun, omul ăla când se duce să plătească impozitul, automat se impune o cotă din aceea de 400 de metri, o potențială construcție. Mie mi se pare o aberație să întâmple aceea. Aceea este doar la intravilan. Păi și Tizmana este oraș. E vorba de teren agricol în intravilan. Deci, terenul agricol anex unei gospodării. Exact, da? La asta mă referam. Eu am 2500 de metri, dintre care 1000 sunt curs construcții pe bune. Deci curtea și construcțiile aferente. Restul sunt 900 de metri, grădină, din totdeauna. La grădină, exact. Și din acei 900 care am de când mă știu ca și grădină livadă, sunt obligată ca pe nou cod fiscal 400 de metri să-i plătesc ca și cum ar fi o construcție, care este un impozit asta, mult mai exact, mare. Exact aici vreau să ajung, pentru că marea majoritate au case, da, au o curte în care au o casă și în spate ați văzut, au grădini, au, vor nu știu, vor plăti la toți fel vor ca plăti mine. Același lucru? Da, bineînțeles, nu-i codul fiscal pentru mine. Astea sunt, să le știe mai bine, estimații telespectatori, pentru că pe grădinile care le au în spate, unde au o roșie, unde au un castravete, unde au diverse legume, fructe, cultivă, vor plăti un impozit ca și cum ar avea o casă, ca și cum ar avea o proprietate. Luăm publicitatea după care revenim.